Mulțumesc. Mulțumesc atât moderatorului, care îmi pare bine că arată o, cum să zic, o tendință neîmpăcitoristă, când era o vorbă marxistă, așa, sau stalinistă, termen, și chiar pe care am simțit-o lipsind data trecută. Adică polemica data trecută a fost, o să spun, inexistentă. A fost oarecare discuție, dar fără. Eu sper că de data asta lucrurile să fie mai, dat fiindcă suntem mai apropiat de domeniul economic și de, mai depărtați de abstracțiile filozofice, lucrurile să fie mai, da, scuzați-mă. Da, da, bine. Am uitat asta. Lucrurile să fie mai tranșante. Cu toate astea, intenția mea nu este și n-a fost de la început cea polemică, ci din potrivă, să vedem dacă se poate face un dialog rațional între diferite tendințe din știința economică, tendințe care, bineînțeles, au și o încărcătură ideologică, chiar dacă nu o doresc. Cu atât mai mult, dacă unele sunt chiar încărcate de la bun început de o asemenea dorință, cum ar fi marxismul. Și, pe de altă parte, de văzut dacă cumva există puncte comune între aceste abordări, aparent divergente. Cu atât mai mult, cu cât există și implicații sociale și politice, care, chiar dacă nu fac parte din teoria propriu-zisă, totuși fiecare dintre gânditorii care au abordat au susținut că și-au simțit nevoia să pună în evidență și anumite implicații în realitate de aplicarea teoriei, eventual pentru îndreptarea societății sau pentru descriere, pur și simplu, sau pur și simplu de arătat ce nu este bine într-o anumită societate, dar fiindcă, de fapt, niciunul dintre, cel puțin dintre cei care o să-i tratez mai departe, nu spune că societatea în care trăim, vorbim de societatea occidentală, a pieței libere, nu spune că este perfectă. Da? Unii din cauza că nu este perfectă pentru că nu este complet piața liberă, alții pentru că ar fi prea multă piață liberă. Asta este altceva, dar oricum sunt de acord că nu trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Acum, întorcându-mă la cei prezenți, vreau să mulțumesc prezentatorului și mi-aduc aminte că par acum 6 ani de zile. Acum 2 ani de zile am venit aici, când Camil a venit din Statele Unite, după ce noi aveam multe și lungi discuții la telefon despre politică și economie, am venit și l-am prezentat la centrul Rothbard colegilor mei. Și acum, iată că a venit vremea să mă întoarcă politețea și să mă prezinte pe mine aici. Și mă bucur de treaba asta, de coincidența asta. Și, bineînțeles, să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Și sper să participați cu toții, cu tot sufletul la discuții. Acum, eu aș vrea să aduc aminte câteva lucruri pe care le-am ținut în conferința trecută, despre care am vorbit în conferința trecută, foarte pe scurt, pentru că era o legătură și ar încadra oarecum să, și ar defini unele noțiuni, concepte și chiar direcții pe care le-am folosit în această abordare de astăzi. Și anume, am spus că științele economice sunt cumva la intersecția, la granița dintre științele naturii și științele socio-umane. Din cauza asta m-am simțit obligat aproape să spun că atunci când
ar trebui să abordăm domeniul științelor economice, să vedem cum este încadrată filozofia științelor economice de filozofia științelor naturii pe de o parte și a științelor socio-umane. Cu atât mai mult cu cât anumite curente sau chiar reprezentanți în cadrul unor curente o trag mai mult economia înspre, cel puțin spre metodele științelor naturii, păcând alții o trag spre metodele științelor umane. Și am zis că există anumite diferențe puse în evidență între științele naturii și științele societății, de la un determinism natural la o acțiune liberă, la cauze eficiente, la cauze finale, o cunoaștere prin explicație sau prin înțelegere, niște fenomene repetabile sau irepetabile și, în fine, legi cumva, eventual, cantitative, iar în celălalt domeniu, doar analogii morfologice sau tipologice. Ca introducere generală, am văzut că științele propriu-zise, cele socio-umane și științele naturii, trec într-un fel într-o filozofie a domeniilor respective și după aceea, eventual, într-o filozofie generală a științei care încearcă să totalizeze discuțiile care au loc la nivelul filozofic în ce privește ansamblurile de științe. Mai departe, am încercat să pun în evidență câteva probleme ontologice cu anumite soluții. Și anume, problema relației dintre parte și întreg, sau între totalitate și componente, care mi se pare esențială și am urmărit-o și în expunerea mea, tocmai de asta am pus-o aici, în care am distins trei orientări, un reducționism la părți, care ar fi cel atomist democritean, ca exemplu, așa, un holism în care părțile, componentele dispar și se topesc în întreg cu totul, care comandă totul, și, în fine, un interacționism în care și întregul și părțile are o anumită autonomie și, în același timp, o interacțiune între părți, între ele și între întreg și părțile respective. Mai departe, o relație de ființă între ființare și devenire, în care avem loc un transformism, un fixism și, în fine, un evoluționism, și o relație între determinism și libertate, de la un indeterminism sau libertate totală, la un determinism absolut sau mecanicist și, în fine, între o libertate condiționată sau un determinism condiționat, redus, care ar putea fi studiat eventual cu ajutorul probabilităților. În fine, am mai vorbit și de probleme epistemologice, relația dintre om și natură, cu atitudine care se pot lua o omologie, o contopire și o interacțiune, niște modalități ale cunoașterii, natura adevărului, absolut și necondiționat, relativ sau condiționat, vorbesc de adevărul științific și relativ și convergent de absolut. Și poate că relația cu obiectul, relația dintre subiect și obiect, între teorie și obiect, care ar fi realism, constructivism și relaționalism, relaționalism sau interactivism, o dependență reciprocă între teorie și obiect. Cam astea ar fi lucrurile principale care vreau să le pun în evidență și la sfârșit am încercat atunci să trag o concluzie și anume să arăt că diferențelor anunțate la început între științele umane și științele socio-umane și științele naturii, dacă nu trebuie să renunțăm la ele, în tot cazul ar trebui să le nuanțăm. Asta este ideea pe care aș vrea să o susțin. Și am vrut să o susțin. Cu anumite, cum să zic, cu anumiți bemori pe care i-am arătat acolo, să punem anumiți bemori pe care i-am. Și acum ajungem la domeniul
conferinței de astăzi, care există, care este filozofia științelor economice și în care am ales să studiez și să tratez despre școala austriacă, despre școala neo-keynesiană și despre școala neomarxistă. Diferențele și asemănările care există între ele sunt mai, din nou, mai nuanțate și mai puțin evidente decât ar părea la prima vedere. Sigur că școala austriacă, în primul rând, are niște reprezentanți care, hai să zicem, dacă ne uităm așa la această, cum să zic, grupare sau clasificare, școala austriacă, din punct de vedere politic, s-ar situa ceva mai la dreapta. Școala neo-keynesiană s-ar situa cumva central, dacă la început ea avea o încărcătură politică mai puțin stabilită, cel puțin în vremea asta pare că ar fi adoptată mai mult de partidele social-democrate, în ideea unei reforme moderate a sistemului economic, care să atenueze diferențele prea mari. Școala neomarxistă, în schimb, sigur, a fost la început ea cea care alimenta teoriile social-democrației, după aceea, când a fost acaparată de către partidele comuniste, a devenit foarte radicală și, mă rog, a devenit o ideologie revoluționară care nu întotdeauna concorda chiar cu, cel puțin cu condițiile puse revoluției de către Marx, de către întemeitorii chiar, Marx și Engels. Și după aceea, mă rog, unele componente ale ei și-au păstrat tendința revoluționară, altele s-au apropiat de, să zicem, de centru care ar fi neo-keynesian. Acum, ceea ce mi se pare mie interesant este următorul lucru. Sigur că școala austriacă este în general cunoscută și chiar promovată de către reprezentanții ei cei mai importanți, ca având la bază o orientare de individualism metodologic. Când însă am abordat filozofia lui Karl Menger, întemeitorul acestei școli, am observat că el, chiar dacă avea ideea, pentru că nu ca atare, el vorbea de atomism, nu de metodologie individualistă, de individualism metodologic, ideile lui erau totuși relativ diferite de simpla reducție la acest individualism metodologic. Și mai sunt multe diferențe care pot fi puse în evidență. Mai mult, el era un adept al matematizării economiei. Deci el se opunea pe de o parte școlii istorice, așa cum știm foarte bine, și concepției ei organiciste asupra societății, se opunea absorbirii teoriei economice într-o teorie generală a societății și mai mult chiar a istoriei. Dar, pe de altă parte, modelul pe care vrea să-l promoveze în teoria economică se îndrepta, pe de o parte, și chiar și împotriva teoriilor realist-inducționiste, ca să spunem așa, și ceea ce vrea să promoveze era o știință după modelul științelor naturii, care să aibă legi matematice exacte, cum ne spunea el, care să fie independente de spațiu și timp, independente chiar și de o testare experimentală sau un raport cu realitatea, și să aibă astfel statutul pe care îl aveau, să zicem, științele
newtoniene, nu fizica newtoniană sau chiar chimia pe care el se simte, care eu le dădeam mereu ca exemplu de științe care, care folosesc pe de-o parte metodologia atomistă pentru ca să cunoască fenomenele, coboară la componentele cele mai simple și pe de altă parte încearcă să elaboreze niște legi exacte cantitative. Așa că, cel puțin în cazul lui, susținerea diferenței dintre științele naturii și științele umane cădea în școala istoristă, cădea în sarcina școlii istoriste și chiar o făcea ca o vină, pe când el socotea că trebuie să ia economia, să ia exemplu de la școala științelor naturii. Deci legile pe care le vroia pentru economie erau legi exacte, asemănătoare legilor naturii. Întrebarea curioasă este următoarea. Cum se face că Menger, care nu era matematician, ba chiar n-a folosit aproape deloc matematica în, în abordarea sa scrisă în, în, în lucrările lui efective de economie, cu toate acestea, avea dorința și recomanda tocmai asemenea abordare. Probabil, am spus cu toate că nu dă un interes, e pe de-o parte influența școlii pozitiviste a lui August Comte, care se afirmase cu două decenii mai devreme și apoi preluată de către John Stuart Mill, pe care el îl amintește uneori, pe Comte aproape deloc mai polemic. Și pe de altă parte, probabil că este influența cărții lui lui Givens, care a apărut, cartea lui Givens a apărut în același an cu cartea, prima carte a lui Menger, adică în 1871, probabil că atunci nu a cezizat-o imediat și n-a citit-o, dar de 1871 până 1883, când a scris cartea de teorie investigații în metoda științelor sociale, probabil că a luat cont de ea și pe de altă parte, cum Givens era apropiat de teoria marginalistă, de ce este de altfel și s-o cotit ca un fel de metod marginalist, probabil că a fost ispitit și chiar, cum să zic așa, fermecat de ideea asta că lucrurile s-ar putea face ca și în științele naturii, așa cum proceda și Givens și, de altfel, s-a văzut mai târziu că și Vandras la fel făcea. Acum, pe de altă parte, referindu-ne chiar la metodologia individualistă, trebuie să remarcăm următorul lucru, că Menger nu rămâne la individualismul metodologic, ci el spune că societatea nu e pur și simplu compusă din justapunerea indivizilor, ci că ea este compusă, pe de-o parte, societatea, mă rog, chiar economia, da? Pe de-o parte, din gospodării individuale și indivizi care lucrează pe cont propriu, și care se agregă prin interacțiune, nu pur și simplu o agregare prin justapunere propriu-zisă, astfel încât ele fac structuri din ce în ce mai complexe, care ar trebui să fie studiate de către știința economică. Prin punerea în evidență și acceptarea ca reale a întregului și, pe de altă parte, punerea în corespondență și în interacțiune a întregului cu părțile și a părților între ele, mie mi se pare că totuși Menger nu este pur și simplu un individualist și nici un atomist, cum se numea el, ci este un orientarea sa ar putea fi numită a ceea ce am numit eu interacționism prea deosebit și de holism și de reducționism. Acum, urmașii lui Menger
Și mă refer în primul rând la von Baberg. Nu au pus în evidență ideea că teoria lui, pe care o numea riguroasă, strictă, să fie o, era și o teorie cantitativă, ci au pus în evidență numai aspectul deductiv al ei, cum de altfel a făcut și mai departe Mises. Însă, găsim la Menger, pe de altă parte, găsim faptul că el socoate că dacă vrem să facem o teorie cantitativă și riguroasă pornind de la elementele cele mai simple, la elementele cele mai simple, baza pentru cercetare ar constitui tocmai nevoile naturale ale indivizilor. Deci, nu pur și simplu, pe care se cuplează după aceea preferințele individuale. Dar ca bază de calcul, el asta s-o poate că ar trebui să fie luată. Cu toate că nu explicit, dar von Baberg scocoate că, și el găsim o idee asemănătoare, că activitatea economică duce la folosirea unor bunuri personale, care sunt de fapt serviciile oamenilor, deci ale persoanelor, și pe de altă parte a unor bunuri materiale. Și că ambele, deci activitatea oamenilor și bineînțeles, prelucrările la care sunt supuse materialelor, pe lângă faptul că ascultă de voința omului, ascultă amândouă și oamenii și bunurile materiale de legile naturale. Idee pe care o vom găsi chiar și într-o formă puțin deosebită, dar o vom regăsi și la Mises. Și am subliniat în referat această idee. În același timp este interesant că exact în anul în care apărea teoria lui Menger, investigația asupra metodelor sociale, apărea și teoria lui Dilthey, care făcea o critică a rațiunii istorice dintr-un punct de vedere tot individualist, dar mai intuiționist, ca să spun așa, plecând de la trăire, de la introspecție, la observare, la interpretare și la o recreare a realității sociale pornind de la realitatea indivizilor, dar în același timp sublinia că între indivizi este posibilă comunicarea și înțelegerea pentru că există o comunitate ontologică a lor prin conviețuirea în cadre apropiate sau mai depărtate, dar prin raportarea și la o natură înconjurătoare comună, astfel încât această comunitate dă baza pentru comunitatea psihică și posibilitatea științei sociale și istorice de a trece de la înțelegerea propriului eu la înțelegerea celorlalți și a complexelor sociale și a istoriei în general. Acum, în ceea ce privește pe Mises, care este cunoscut și de dumneavoastră și n-aș vrea să insist prea mult, aș putea să spun pe scurt că filozofia lui, pe care am analizat-o pe lângă lucrarea lui fundamentală, Acțiunea umană din 40, versiunea din 48, Abducere, care au suferit destul de mult transformări, în cartea lui de probleme epistemologice ale economiei din 1933, deci de la un capăt mai îndepărtat despre începutul carierei sale, cu toate că era de fapt aproape de mijlocul vârstei de așa, și în cealaltă parte la temeiurile ultimele ale științei economice.
Deci, ceea ce mi s-a părut sigur și știut este faptul că, bineînțeles, Mises pleacă de la activitatea economică, ale cărui trăsături încearcă să reabstractizeze, ca să obține trăsăturile mai generale ale acțiunii umane care ar fi caracteristice pentru orice fel de acțiune socială. Această tendință este cumva împotriva avertismentului pe care Mengele îl dăduse, că cu toată importanța mare pe care o are economia în domeniul științelor sau știința economia în domeniul social și, în concluzie, și știința economică între științele sociale, totuși el avertiza asupra faptului că și economia nu se poate înțelege decât prin sinteza celor trei direcții, atât cea exactă pe care o preconiza el, cât și cea empirică și chiar și cea istorică, pentru că fiecare dintre ele privește dintr-un anumit unghi realitatea economică și că mai mult, cu toată importanța mare pe care are economia și știința economică, el a avertizat prin faptul că realitatea întreagă socială nu poate fi redusă la realitatea economică și că orice extindere forțată a teoriei economice la întreaga realitate riscă să fie eronată și să împiedice înțelegerea cum trebuie a realității sociale, care este mult mai complexă. Avertisment pe care ar fi trebuit să-l țină seama și marxiștii, pentru că și ei, la rândul lor, au încercat să reducă realitatea socială și istorică la legile economice și la realitatea economică. Acum, deci sigur că aș putea să pun în evidență asta și mai mult, ceea ce mi se pare este faptul următor, că din această încercare de a generaliza legile activităților economice pentru legile acțiunii umane, totuși, prin rezultatele la care ajunge Mises, faptul că el până la urmă reușește din toată acțiunea umană să dea tot, să deducă din premisele de la care pleacă tot practic numai realitatea economică, dar privită ca o subdiviziune a acțiunii generale, și neglijează, sau în tot cazul, nu că neglijează, dar oricum în știința acțiunii umane nu se regăsește nici activitatea politică, nici chiar activitățile mai general sociale, ca să nu mai vorbim de cele ale statului sau ale istoriei. Deci, din acest punct de vedere, încercarea lui de generalizare, practic, eu aș socoti-o că este, până la urmă, pasibilă de a fi considerată ca un reducționism. Prin rezultatele ei, pentru că nu a reușit să se ridice mai mult decât premisele de la care a plecat, adică cele economice. În ceea ce privește acțiunea care este privită de Mises ca un concept a priori analitic, în care conceptele și propozițiile sunt detectabile și chiar ar trebui și posibil să fie axiomatizabile, am spus că, cel puțin în forma în care o socoate el și o dă el în acțiunea umană, nu pot fi socotite ca niște axiome. Însă și ideea de a uni axiomatica cu a priori cu deja și în filozofie era de cea mai mare parte abandonată. Era abandonată datorită relației care fusese stabilită în apriorismul kantian între aprioritatea spațiului și a geometriei identificată cu geometria euclidiană și după aceea dovada că geometria euclidiană nu era aprioritate, deoarece în realitate se aplica mai bine geometria euclidiană, în teoria relativității, cred că aici a depășit lucrurile, deci posibilitățile pe care spunea. Eu înțeleg că el a pornit de la ideea lui Menger că trebuie să fie
enunțate niște legi economice care să fie absolute, așa cum ne dorea eu, Menger. Dar pe de altă parte, Menger însuși se pronunță în mod foarte clar și ironic și scurt asupra încercării economiștilor de a pleca de niște axiome și să deducă toată realitatea. Că Menger avea sau nu dreptate era una, dacă se referea la anumite încercări, puteau să fie altele mai bune ale economiștilor franceze, referea el, dar pe de altă parte, însăși modul ăsta de a crede că axiomatica și evidența individuală poate să fie temei pentru o știință care se vrea nu subiectivă, ci o știință obiectivă și care să fie aplicabilă la realitate, chiar dacă nu verificabilă prin ea, cred că abordarea aceasta nu a reușit. Și nici nu avea cum să reușească. Polemica lui s-a dus împotriva istoricismului folist. Și aici cred că a continuat cu brio polemica lui Menger împotriva acestui curent, inclusiv asupra marxismului, care cel puțin poate nu la întemeretorul lui Marx, dar la urmașii lui, a luat clar o lanță folistică și chiar științistă, naturalistă, cum zicea el. Și în partea a doua, sau spre sfârșitul vieții, dacă în prima parte s-a avut polemici cu istorismul folist, în partea a doua a avut polemici cu neopozitivismul fizicalist, iarăși cu multă dreptate. Însă, polemica lui cu posibilitatea legilor cantitative în economie, sau măcar cu posibilitatea măsurii și a exprimării unor relații matematice în economie, iarăși cred că a fost contrazisă nu numai de practica matematică a altor curente, dar însăși în matematizarea pe care au supus-o o mulțime de adepți ai școlii marginaliste au supus și au reușit să matematizeze cu destul succes mare parte din teoria marginalistă. Iar în ceea ce privește pe Hayek, chiar dacă el împărtășește cu Mises individualismul metodologic, pe de altă parte, prin faptul că el în mod explicit spune că există întregi, atât în realitatea naturală, deci structuri care vădesc, se manifestă ca atare, ca întregi în realitatea atât naturii, cât și a societății, deci există structuri sociale reale, cu precizarea foarte bună și care o împărtășesc că aceste structuri și totalități nu au o realitate independentă de indiviz și sunt încrustate în indiviz și se manifestă numai prin indiviz. Pe de altă parte, el spune că metoda individualistă este necesară în științele sociale spre deosebire de științele naturale, pentru că aici individul este componenta evidentă de la care putem porni, pe când în științele naturale avem totalitatea pe care trebuie să o analizăm, însă în același timp el spune că nu putem să ne limităm la individ, că individul este prins de la început într-o relație, într-o rețea de relații sociale și interacțiuni sociale și că mersul științei este să plece de la individ și prin sinteze treptate să sintetizeze, să obțină structurile din ce în ce mai complexe ale realității sociale, care sunt structuri reale. Deci, cumva o nuanțare a poziției generale care se afirmă a școlii austriece. Mai apropiată mai mult de teoria lui și de filozofia lui Menger decât de cea lui Mises. Voi merge mai repede aici, pentru că am insistat, dar fiindcă știu că interesul
e pentru școala austriacă. În ceea ce privește școala neo-keynesiană, am avut mari dificultăți pentru că, fiind o școală, în general, de nuanță anglosaxonă, anglosaxonii nu prea au, cum să spun, tendința de a filozofa prea mult. Așa am avut impresia și speram ca să găsesc, mă rog, citise mai de mult, pentru că de acum vreo 10 ani, anumite lucrări ale neoricardienilor, a lui Srafa, în mod special, dar acum n-am reușit să găsesc un subiect suficient de vast pentru ca să pot să intervin, deci de atunci m-am limitat la John Robinson, care a avut un itinerar foarte complex, a plecat de la marginalism ca să treacă prin Keynesism și chiar și prin marxism după Keynesism și ca să ajungă la o teoria dezvoltării, care era mai personală și care încerca să facă o sinteză dintre toate. Aș putea să spun că de la fiecare a luat câte ceva bun. Ea este destul de drastică cu atât cu economia clasică engleză, Smith, Ricardo și Marx. Încadrează aici și pe Marx. Și pe de altă parte este la fel de drastică și cu marginalismul. Conceptele și teoriile de bază ale celor două curente, deci clasică și neoclasică, valoarea bazată pe muncă și utilitatea, ambele sunt considerate ca niște concepte metafizice care nu pot fi verificate. Nu pot fi verificate de ce? Pe de o parte, pentru că ori sunt fără sens definiții tautologice, ori sunt prin demonstrații circulare. La teoria valorii bazată pe muncă și mai ales în varianta ei ultima a lui Marx, spune că nu este destul de obiectivă, nici nu poate ajunge la acea obiectivitate absolută la care s-ar dori, tocmai din cauza că sistemul economic și social este dinamic, se schimbă și atunci un etalon absolut al muncii nu poate fi obținut și al muncii și o reducție a muncii complexe la munca simplă. Iar în ceea ce privește marginalismul, spune că teoria lui a utilității, care ar fi absolut subiectivă de data asta, spre deosebire de cea a marxismului și a celelalte școli, care ar fi absolut subiectivă, la rândul ei nu poate fi îndeplinită această condiție, datorită faptului că, așa cum arăta de altfel și arătau mai mulți, dar printre care și Schumpeter, opțiunile fiecăruia și scara de valoare a fiecărui individ este totuși nu independentă, nu este independentă de celelalte, de celorlalți indivizi și deci a structurii sociale generale și din cauza aceasta ea spune că nu s-ar putea justifica ca atare ca o soluție definitivă. Pentru soluția keynesiană, sigur că spune că pune la în evidență piața imperfectă, necesitatea și posibilitatea ajustării și ca obiectiv nu o economie optimă, ci una suboptimă, dar care în același timp să satisfacă niște criterii etice, adică să asigură un mod de viață acceptabil pentru toți. În școala neomarxistă am examinat pe de-o parte cartea lui Stefan Resnick și Richard Wolff, Știința economică, marxism împotriva neoclasicismului. Schimbați-l, stai. Așa. Care are, în principiu, o abordare holistă, cel puțin după impresia autorilor. Ei spun că este deosebită știința marxistă de știința nemarxistă
prin faptul că la știința generală marxistă logica este deductivă, pe când la știința marxistă este o altfel de logică și vom vedea care, la teoria neoclasică la fel, și anume faptul că dacă în știința clasică logica deductivă presupune, pe de-o parte, o raportare la un determinism cauză-efect în care unele obiecte sunt cauze și altele sunt efecte și eventual s-ar putea determina niște cauze prime care ar fi socotite ca esențe și o acuză de esențialism și de reducționism la aceste cauze, de pe știința nemarxistă, în schimb în cea marxistă spune că orice obiect și orice eveniment este atât cauză și efect și că toate obiectele și toate evenimentele sunt într-o interacțiune permanentă, deci niciuna dintre ele n-ar putea să servească drept reper absolut și început așa. O teorie care este preluată de la Althusser, dar cu deformații, pentru că la Althusser era vorba doar de niște subsisteme și acolo era vorba de o teoreticianul marxist din anii 60-70, pentru unii nu știu dacă știu, dar care a făcut Vogue, era influențat mult de structuralismul lingvistic din vremea aceea, dar era influențat, părerea mea este și de pozitivism și neopozitivismul, de altfel și Stefan Resnick și Richard Gold sunt influențați prin ideile lor despre felul cum e organizată teoria de la niște concepte preliminare la printr-o deducție, chiar și cea marxistă, până la adevărurile mai de nivel mai de jos. Dar acolo era, la Althusser era limitată la subsisteme, când aici era introdus la întregul subsistem, ceea ce, dacă se vrea transpusă într-o teorie corespunzătoare, așa cum o vor ei, cu niște puncte de plecare, nu se justifică faptul că ei socot că punctul de plecare al teoriei marxiste ar fi conceptul de clasă, pentru că toate punctele sunt la fel de bune ca plecare, conform teoriei lor, poate interacționează și, pe de altă parte, asta înseamnă că, de fapt, nu avem niciun punct posibil de plecare, cel puțin în modul în care concepte o teorie cu un punct de plecare și cu o deducție ulterioară pornind de la el. Și pe care s-o pot totuși valabil și accesibil și ei folosesc conceptul ăsta. Adică, pe de altă parte, nu se poate spune nici că avem un holism, deoarece nu se vede nici într-un fel unde este întregul, dacă totul este în interacțiune și toate sunt la fel de bune ca și cauze și ca efecte, nu se vede rezultatul întregului, nu se vede nici într-un fel. Deci, practic, avem, eu aș spune, un fel de reducționism, dacă nu la componenta umană, și ei nu acceptă asta și spun că există, aceasta este caracteristica științelor economice neoclasică, cel puțin la subcomponentele de substructuri, subsisteme, și anume, tocmai la subsistemul de clasă și la subsistemul eventual de producție. Dar oricum, cum întoarce-o, este un reducționism, pentru că nu se vede deloc care este întregul. Sau întregul este subordonat acestor părți. În ceea ce privește abordarea lui Römer, care am indicat-o prin analiza capitolelor de început de la fundamentele analicile a teoriei economice marxiste și a și prin cartea lui, mai de mijloc, Liber să piardă. El este împreună cu încă 2-3 autori, întemeitorul așa numitului marxism analitic, care vrea să trateze marxismul cu mijloace riguroase ale teoriei analitice engleze, dezvoltate de Bertrand Russell și chiar Wittgenstein, să pornească de la individualismul metodologic, pe care el socoate că este baza unei explicări științifice, și mi se pare că are dreptate, și să încerce, cu ajutorul mijloacelor matematice, dar și conceptuale, să obțină prin studiul pe care îl face și prin abordarea care îl face,
să obțină structurile sociale pe care le pune în evidență marxismul cu sensul lor social. Deci el vrea să obțină rezultatele marxismului pornind de la alte baze și urmând o altă cale. Negând teoria valorii bazate pe muncă și negând înnecarea acțiunii umane în structurile sociale și în primul rând de clasă. În mare măsură se poate spune că el a reușit să definească în mod independent și de teoria valorii bazate pe muncă și de teoria supramuncii și de teoria plus valorii așa, să obțină niște rezultate, să dovedească că ceea ce Marx numește exploatare, adică obținerea unui rezultat din procesul economic care n-ar fi just, se poate aplica atât sistemelor în care există se poate aplica atât sistemelor în care există o coerciție, anume cel slavagist și cel feudal, se poate aplica, cum arăta și Marx și cum arată și el, dar independent de care pe care a folosit-o el, și în sistemul de piață liberă, adică neagă și chiar spune și arată într-un fel că demonstrează că pornind de la axiomatica acțiunii libere a individului care își maximizează interesele, se poate demonstra că există o repartiție inegală chiar și în condițiile pieței libere și concurențiale. Și mai mult merge mai departe aici, chiar spre neplăcerea celor mai mulți dintre marxiști, că această exploatare este posibilă și în socialism sau în comunism. Cum și ce, sigur că n-ar avea rost și ar fi mult de spus aici. Interesant este că el la sfârșit, cel puțin la sfârșitul cărții astea liber să piardă, care este o expunere mai liberă, nu atât de matematizată a rezultatelor pe care au obținut în două dintre cărțile lui anterioare, expune și o abordare axiomatică a unei, structuri sociale care, fiind bazată această axiomatică pe teoria alegerii sociale, arată că pentru o structură socială economică, aceste axiome sunt axiomele care ar trebui să le îndeplinească o structură socială economică pentru respectarea atât a principiului proprietății publice, cât și private, într-un mod rezonabil, în lucrare le-am expus acestea, și că există în aceste condiții doar o singură constituție economică care satisfacă axiomele și ea care asigură egalitatea stării de bunăstare a tuturor agenților. Dacă mai adăugăm încă o axiomă, așa numită a proprietății tare, în care există măcar un individ care să primească mai mult, spune că tot sistemul se prăbușește și că nu pot fi îndeplinită ansamblul de cele șase axiome de data asta. Ceea ce pune în evidență Römer este faptul următor. Că dacă pe de-o parte este mulțumit de individualismul metodologic și de rezultatul la care a ajuns, pe de altă parte pune oarecum în dubiu faptul că cadrul pe care și-a ales al echilibrului general și pe care îl respectă peste tot, este un cadru suficient de bun pentru a pune în evidență cele mai importante caracteristici ale sistemului capitalist pe care le-a pus economia marxistă și care nu numai că ea, dar sunt în realitate și anume realitatea crizelor. Pentru că în crize, interpretez, axiomele acțiunii umane individuale, care sunt presupuse că sunt universale și sunt independente de timp, nu mai sunt respectate. Se observă în cadrul diferitelor faze ale ciclului. Eu asta interpretez, pentru că el nu
explicitează de ce nu îi se pare suficient de... probabil că în cărțile mai detaliate chiar și spune, dar putem să spunem așa. În diferitele faze, comportamentul uman de grup și chiar individual apare diferit. Mai bun, mai rău, mai puțin rațional sau mai rațional se poate discuta. Și s-au fost discuții. Ceea ce este clar este că totuși este diferit. Deci, o folosire a axiomelor comportamentul individual care să fie socotită valabile indiferent de condiții, așa cum a folosit-o și el și a obținut rezultatele destul de puternice pe avut, nu s-ar putea susține. Deci, părerea mea este că nu numai faptul că echilibrul general nu reflectă crizele, dar existența crizelor și a concluzilor pe care eventual a dat Marx, dar nu vorbesc de teoria prăbușirii automate a capitalismului, dar însăși condițiile de gravitate pentru sistemul social sau pur și simplu descriptiv vorbind că există asemenea lucruri, ele pun în evidență limitele și ale individualismului metodologic. Pentru că s-o pot eu, variațiile la care este supus comportamentul uman al întreprinzătorilor și al celorlalți din punctul de vedere economic, s-ar putea și probabil că se explică printr-o influență a structurilor sociale și economice inversă de la structură sau substructură spre individ. Și în felul acesta, această variație a comportamentului uman ar fi datorată interacțiunii care o exercită și influențe pe care o exercită sistemul asupra individului, care sistem are o comportare variabilă, ciclică, să spunem. Deci concluzia mea ar fi următoarea. Încă o dată, pe care am spus-o la început. Diferențele există, dar mai mult diferențele între diferitele abordări ale acelorași curente, pentru că putem găsi asemănări între abordarea lui Resnick și Wolf și abordarea lui Mises, care amândouă sunt deductive într-un fel, chiar dacă una este holistă și mai mult holistă, cel puțin în pretenții, dar de fapt este reducționistă, pe când, dimpotrivă, găsim asemănări foarte mari între abordarea lui Römer a marxismului pe baze individualismului metodologic și cea a lui Menger. Astea ar fi lucrurile care aș fi vrut să le spun și sigur că se pot discuta mai departe, pentru că argumentele, poate le-am dat ceva mai mult în lucrare, dar nici acolo n-am putut să le dau. Sunt sigur că discuția va continua în fața 3. Acum urmează, vă propun ca să se pună întrebări, urmând ca răspunsurile, în măsura în care va dori ca să răspundă domnul profesor, să fie în final, atunci când va începe un fel de dezbatere. Sper să fie timp și o toată acela. Deci niște întrebări și nedumeriri, sugestii punctuale, așa, dacă se poate.